salut, eu sunt Andreea și astăzi voi face, vorbesc cu fake-ul meu, partea a 6-a sau a 7-a, sincer, nu mai știu ce parte e, dar sunt sigură că vlogul ăsta o să fie interesant. În primul rând vreau să vă zic că am decis să-mi pun luminițele pe fundal și, nu știu, spuneți-mi voi în comentarii dacă vă place această lumină, pentru că, nu știu, pare destul de întunecat, dar nu contează. Doi, mi-am pus ceva în cap, mi-am pus acest panamă. Nu știu, pur și simplu am făcut azi TikTok-uri în ea și am zis că hai să rămân tot în ea, nu știu, spuneți-mi voi în comentarii dacă îmi stă, pentru că comentariile la toate vlogurile mele sunt deschise, poate sunt câteva vloguri la care sunt închise, dar sper că la acesta o să fie deschise, așa că duceți-vă în comentarii, dați în jos, în jos, în jos și comentați ce părere aveți de această panamă și dacă îmi stă, nu știu. Înainte să începem acest vlog și înainte să vorbim cu fake-ul meu, pentru că da, astăzi o să vorbim cu fake-ul meu, o să scriu mesaje, o să scriu întrebări și o să întreb de ce te dai drept mine? În fine, o să fie foarte interesant. Încă nu înțeleg de ce așa de multe persoane încă continuă să facă fake-uri, dar nu este nicio problemă pentru că astăzi o să și aflăm. În primul rând vreau să vă zic că am creat un cont fake, ca să nu mai lungească mult vlogul, ca să nu mai lungesc mult vlogul. Așa că, înainte să începem, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să apăsați pe acest buton roșu de subscribe. Îmi doresc foarte, foarte mult să ajungem la 400.000. Așa că, dacă vreți să fiți prietenii mei, dacă vreți să faceți parte din familia mea, tot ce trebuie să faceți este să dați subscribe, să vă abonați la canalul meu. Oh, nu știu, să rămân cu pălărie sau fără pălărie, parcă fără pălărie plictisitor, dar parcă cu arăt super ciudat. Ah, nu știu, în fine, cred că rămânem cu pălărie. Așa, mai departe, nu uitați să vă abonați la canalul meu și dacă ați făcut asta, nu uitați să dați like acestui videoclip și haideți să ne mai lungim atâta și să începem. Vorbesc cu fake-ul meu, partea 1000, nu știu ce parte e, dar acesta este contul meu de Instagram. Cam așa arată, am 340.000 de follower, îmi doresc foarte mult să facem 400.000, așa că puteți să mă găsiți pe Instagram. Îmi place foarte mult să vorbesc cu voi, așa că dacă vreți să vorbiți cu mine, dacă vreți să-mi puneți diferite întrebări, nu știu, poate vreți să vedeți ce fac eu în timpul zilei, la ce oră mă trezesc, cu cine îmi petrec timpul, dacă o să mai fie de Swipe House și multe alte întrebări de la voi, puteți să le găsiți la mine pe Instagram, pentru că postez adesea story și foarte multe poze, TikTok-uri, așa că vă aștept pe pagina de Instagram. Iar acum haideți să ne conectăm. M-am conectat la contul meu fake, adică Andreea Bosanica fanpage 773. Am creat acest cont, apropo, am dat follow la multe, multe persoane de aici. Foarte multe persoane, ok, nu chiar multe, 33 de persoane, mi se pare că e ok. Am dat follow multora persoane, Andreea Gogan, Mimi, i-am dat follow vulpiței, în fine, rucătează, și la mai multe persoane. Așa, am scris, după cum puteți să vedeți, la vreo 7 fanpage-uri. Bună, 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 deci le-am scris tuturor bună și doar un fanpage mi-a răspuns, așa că așteptăm să ne răspundă. Așa, a trecut fix o oră aproape și nu mi-a răspuns încă nimeni. Doamne, este așa de trist atunci când nu-ți răspunde nimeni. Foarte trist. Așa că acum o să plec afară, o să ies cu prietena mea și o să vă iau și pe voi cu mine și după, în timp ce o să fiu afară cu prietena mea, sperăm să ne răspundă fake-ul. Așa că ne vedem afară sau pe drum. Deci eu deja sunt gata de plecare și da, m-am îmbrăcat în hanorac chiar dacă acum e vara. Este destul de frig, haideți să vă arăt cum este afară, tocmai a plouat și e destul de ok. În fine, eu deja m-am îmbrăcat și suntem gata de plecare. O să sting luminițele de la pat. Gata, le-am stins și suntem gata să plecăm afară. Apropo, am verificat și ghiciți ce, fake-ul meu încă nu mi-a răspuns. Au trecut aproape deja 2 ore și ea încă nu mi-a răspuns. Apropo, eu mă întâlnesc afară cu prietena mea, Laura. Ea, din păcate, nu are telefonul ăla acum, așa că sper să fie afară, că dacă nu, o să trebuiască să o aștept. Dar, da, ne vedem afară. Ok, deci, prieteni, eu m-am văzut cu prietena mea, Laura. Apropo, Laura, să nu crezi că eu azi fac daily vlog, eu azi fac, vorbesc cu fake-ul meu, doar că fake-ul meu nu-mi răspunde nici de 2 ore.
Așa că eu am zis să ies afară cu tine, de ce nu? Și poate în timpul ăsta o să ne răspundă și fake-ul. Uitați-vă ce câini drăguți avem noi aici, sunt niște câini vagabonzi. Este și aici unul Charlie preferatul meu, dar nu știu unde este. Câinilor ăștia încă nu le-am dat nume, dar urmează să le dăm și lor nume, așa că hai să mergem. Mi-am luat... situația ta, situația ei. Mi-am luat ciocolată și ne ducem să mâncăm. Mănânc. Încă nu mi-a răspuns fake-ul, deci haideți să vă arăt. Deci, nu vine să cred cât de greu poți să răspunzi la niște mesaje. Adică eu în timpul ăsta deja am reușit să ies afară, să mănânc. Uitați-vă ce mâncăm azi noi cu mama. Nu știu exact cum se numește, dar arată destul de ok. Și iată contul. După cum puteți să vedeți, am scris la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fan, ok, nu fan, dar fake-uri și niciuna nu mi-a răspuns. Nici măcar sim nu mi-a dat, adică, serios, doar una, dar asta e fan, deci cred că o să avem de așteptat. Dar până când, poftă bună vouă și mie dacă mâncați acum. Deci, cred că putem să continuăm vlogul pentru că mi-am pus deja panama și acum o să ne rugăm la Dumnezeu ca un fake de-al meu să ne răspundă. Foarte greu răspund fake-urile din ziua de azi, nu știu ce s-a întâmplat, dar hai să scrim următorul fake și sperăm să ne răspundă. Ok, deci hai să vă zic ce s-a mai întâmplat. Deci am ajuns acasă și am găsit un fake care am văzut că era activ, așa că o să-i scrim acum acestui fake fan page. Se numește Eu sunt Andreea Bostănică. Are un nume foarte credibil, Eu sunt Andreea Bostănică. Nu știu cum voi, dar e credibil numele, așa că mă gândesc să-i scriem ei. În primul rând, hai să vedem ce poze are. Are pozele mele, logic. Are această poză, are această poză cu mine în natură și scrie aici Eu sunt adevărată. Sau adevărata. În fine, nu contează. După care avem o poză și aici scrie Sunt cea mai tare. Sunt cea mai... wow! Nu, sincer să fiu, nu sunt o persoană care să mă laud sau care să zică wow, sunt așa, pentru că nu sunt și nu sunt genul de persoană care să zică așa ceva singură despre ea, dar sunt cea mai tare. Mersi, e foarte plăcut. În poza asta mi se cam vede burtica, dar nu contează. Deci, fake-ul ăsta m-a făcut grasă. În poza asta chiar mi se vede burtica, n-am ce zice, dar m-a făcut grasă fake-ul ăsta. Și se numește simplu, Eu sunt Andreea Bostănică, are 6 urmăritori, văd aici 4 postări și urmărește 10 persoane. Haideți să-i scriem, salut, ești adevărată, ești Andreea Bostănică? Semnul întrebării. Să vedem ce ne răspunde. Oh my god, a dat sin. Am mai ceapa cu mine pentru că asta o să fie interesant. Scrie! Hai să-i scrim. A scris bună, da. Doamne, cum poți să te dai drept mine? Ok. Dacă ești adevărată, spune... O, Doamne, stai că n-am scris corect. Spune câți ani am? Semnul întrebării. Și trimitem emoji din astea așa enervate și multe inimioare. O să scrim și cu greșeli, o să trimitem și multe emoji care n-au nicio legătură pentru că, nu știu, nu vreau să se prindă că sunt eu sau ceva de genul. Oh my god, a dat sin. Și hai să-i scrim așa. Răspunde-mi, te rog mai rapid. Mai rapid, că nu am timp să vorbesc cu un fake ca tine. Hai să-i scrim așa. A scris cam 15 ani. Vorbesc cu un... Și trimite emoji din astea așa și inimioare. Vai, deci cred că o să fac foarte confuză, gen super confuză. I-am scris, răspunde-mi te rog mai rapid, că nu am timp să vorbesc cu un fake ca tine. Deci, mor, Doamne. Ce fel de fan ești dacă nu știi câți ani am?
Păi, sunt cea mai mare fană. Mare fană. Hai să-i scriem... O, doamne, am scris fână. Hai să-i scriem fană. Fană. Adică. Cum adică? Păi așa. Păi așa. Păi sunt Andreea Bostănică. Ok. Hai să scriem. Ok, dacă tu ești Andreea Bostănică, eu cine sunt? Dacă tu ești Andreea Bostănică, eu cine sunt? Sunt foarte curioasă ce o să răspundă la întrebarea asta. Mi-a scris ceva. Te rog, nu mă deranja că sunt ocupată acum. Vai, vai, ce ocupată. Hai să scriem. Cu ce ești ocupată? Cu ce ești ocupată? Nu știu cine ești. Oh my god, sper că nu s-a prins. Nu mă deranja. Vai, dar sunt fana ta. Fana ta. De ce Andreea Bostănică nu vreau să vorbească cu mine? Filmez acum un vlog. Filmează un vlog? Ce vlog? Deci, știți ce o să fie ciudat? O să fie ciudat dacă o să-mi zic acum filmez, vorbesc cu fake-ul meu. Pentru că dacă o să zic asta, efectiv o să fie foarte horror. Până când mi-a dat sin, cred că se gândește ce să-mi zică. Vai. Să vedem ce o să-mi spune. Ce vlog filmez? Mi-a dat iarăși sin. Deci dacă zice acum vorbesc cu fake-ul meu, jur că o să mă... Este secret. Cum adică? Adică secret. Secret. Nu trebuie să ai secrete. Nu trebuie să ai secrete față de prietenii tăi. Nu trebuie să ai secrete față de mine. Pentru că sunt fana ta. Normal că există diferite secrete pe care nu vi le spun, adică multe lucruri eu nu vi le spun, pentru că totuși voi vedeți doar o mică parte din viața mea, dar în general eu nu pot să zic că am secrete, pot să nu zic câteva chestii, să nu le pun în fața camerei, dar în general eu zic totul, cred că toată viața mea este pe internet, așa că, da, hai să vedem. Când va apărea vlogul, atunci o să afli și tu, la fel ca toți fanii mei. Vai, vai, păi eu sunt cea mai mare fană. Păi, eu sunt cea mai mare fană. Deci am zis că sunt cea mai mare fană a ei și ea tot așa continuă. Hai să-i spunem, trimite-mi o poză. O poză. Dovedește că ești adevărată. Dovedește că ești adevărată. Eu am multe fane. Nu știu de ce, dar fake-ul ăsta... E foarte încrezut în sine. Acum nu pot. Mai târziu. De ce? Păi de ce nu poate? Nu înțeleg. De ce să nu trimiți acum? Hai să-i spunem așa. Eu nu cred. Nu cred că ești adevărată. Eu nu cred că ești adevărată. Na, nu cred că ești adevărată. Pentru că... Așa. Să vedem cu ce ne răspunde la asta. Haideți să-i trimitem o poză cu acest ceai și să vedem ce să ne zică. Dar sper să nu se prindă, pentru că asta este plapuma mea din cameră și sper să nu se prindă. Dar hai să-i scriem, eu beau ceai. Tu ce faci? Hai să-i scriem așa pe scurt. Cufu. Na. Deci am trimis poza asta. Încă nu mi-a dat sin, dar sper să vadă mai repede mesajele, pentru că vreau ca vlogul ăsta să fie cât mai lung ca să vorbesc cu ea. Vreau ca la finalul vlogului să o sun pe video și să-i zic că nu este bine să faci fake-uri. Ok, așteptăm să ne răspundă. Ok, am aprins iarăși camera și am pornit screen record. Mi-a trimis o poză cu mine de la stadion. Uite, na, o poză.
zis că, uite, n-a o fază. Să știți că eu nu vorbesc așa arogant cu nimeni din urmăritorii mei și eu nu vorbesc în general așa. Și lasă-mă în pace că filmez mai departe. Vai, dar ce arogantă e, eu nu sunt așa. Adică, nu știu, nu mă comport așa cu oamenii din jurul meu. Eu, în general, vorbesc foarte... Îmi place, adică, să vorbesc cu urmăritorii mei și chiar mi-este foarte greu să le răspund tuturor. Dar dacă vreți să vorbiți cu mine, puteți să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram, se numește Andreea Bostanica. Aveți linkul în descriere și acolo am 300 și ceva de mii de abonați. Deci să nu încurcați pagina mea cu paginile altuia. Mi-a scris, uite, n-au o poză și lasă-mă în pace să filmez mai departe. Mor, hai să zicem, ești cam divă, divă, nu te comporți frumos. Eu vreau să vorbesc cu tine, iar tu, o, Doamne, i-am scris, eu vreau să vorbesc ceva. De ce? Păi, nu vrei să vorbim. Cum adică de ce? Tocmai mi-a zis că nu mă deranja că fac vlog și acum am zis de ce? Eu văd că tu ești o nesimțită. Mor, deci efectiv fake-ul meu stă și se ceartă cu mine. Hai să zicem, tu ești minunată. Tu ești minunată. Adică așa te credeam. Adică așa te credeam. Dar se pare că ești ofițoasă. Hai să-i scrim așa. Vai, deci la finalul vlogului o să mă simt așa prost. Eu văd că tu ești o nesimțită. Cum îți permiți să vorbești cu mine? Tu ești minunată, adică așa te credeam. Eu ți-am zis că sunt ocupată, dar se pare că ești ofițoasă. Cum să vorbesc? Vai, deci gata, mă simt prost. Hai să-i zicem, îmi pare rău. Pare rău. Azi toată ziua am fost la filmări. Serios. Eu azi toată ziua am stat în casă și am fost afară. N-am fost la nicio filmare. În afara orașului. În afara orașului? Wow! Dar în ce oraș locuiești? Hai să întrebăm. Dar în ce oraș locuiești? Pentru că... Nu știu. Dacă o să-mi zic că răspuns corect, cred că o să fiu ceva gen... Oh my god, pentru că nu mult știu orașul în care locuiesc eu, pentru că, în primul rând, nu mult știu că eu locuiesc în Republica Moldova. Mi-a zis Chișinău. Frate, știe multe despre mine. Hai să întrebăm cum îl cheamă, pe fratele tău. Semnul întrebării. Să vedem ce ne răspunde. Chișinău, Moldova. Wow, știe că locuiesc și în Chișinău și în Moldova. De ce întrebi? De atâta. Doar cei care locuiesc în Republica Moldova o să înțeleagă acest răspuns. De ce întrebi? Pur și simplu, din curiozitate, de ce pot să întreb? Pe fratele meu, apropo, îl cheamă Sandu. Nu ți se pare că prea multe întrebări dai? Sper că nu s-a prins, frate. Mă simt deja ciudat. De ce ești așa rea? De ce ești așa rea și vorbești așa urât? Urât cu mine. Că sunt fana ta, mă! Că sunt fana ta, mă! Deci se comportă foarte arogant. Ce-i asta de atâta? Pai, dar nu știu cum să traduc. De atâta e de aia, gen de aia. Ce e asta de atâta? O, Doamne! Așa, trebuie să-i trimit o poză și să-i zic eu sunt adevărata Andreea Bostănică. Uite! Vai, dar ce poză i-am trimis? Că nici nu m-am uitat cum a ieșit poza. Eu îmi iubesc fanii, dar azi nu am chef de vorbă. Dar ce s-a întâmplat? De ce nu ai chef? Nu ai chef? S-a întâmplat ceva? Mi-a zis ce e asta? E sufletul meu zdrobit. Sufletul meu? Oh, tu cine ești? Mă, stai că și-a dat seama. Fana ta.
Oh my god, oh my god, oh my god. Mai întâi m-a întrebat ce e asta. Dar ce poză i-am trimis? Deci cred că la editare abia o să văd asta, dar voi o să-mi ziceți ce poză am trimis. Mi-a zis, tu cine ești? Oh my... Oh my god. Sincer, mi-e frică. Mi-e frică de ce poate să-mi răspundă. Tu cine ești, fana ta? Tu ce faci? Tot filmezi? Da! Sunt vlogger. Oh my god, vai de mine. Da, sunt vlogger. Fac un vlog în care vorbesc cu tine. Oh my god, deci dacă o să... Vai, deci dacă își dă seama acum, mă bucur. Eu cred că nu și-a dat seama, pentru că... Hai să întrebăm. Ești adevărată? Adică... Vai, am scris vorbesc în loc de vorbesc. Hai să-i trimitem multe emoji și să-i zicem așa. Nu înțeleg. Nici nu trebuie să înțelegi. Și-i trimitem păianjeni și furnicuțe. Vai, nu știu, am emojiile astea la recent pentru că am pus la o poză eu niște furnici și niște păianjeni. Vai, deci, oh my god! Văd că ești o nesimțită. Deci ați fost de față, m-a numit de vreo două ori nesimțită. Cum poți să fii fana mea și să mă numești nesimțită? Deci vă dați seama că ea cum s-a numit pe ea singură nesimțită? Pentru că teoretic ea se dă drept mine. Adică teoretic ea se consideră Andreea Bosănică. Și eu tot sunt Andreea Bosănică. Înseamnă că teoretic ea s-a jignit pe ea însăși. Pentru că ea se dă drept mine, iar eu sunt eu în acel... Vai, deci o să mă doară capul la sfârșitul vlogului. Văd că ești o nesimțită. Eu vorbesc cu tine și tu așa îmi răspunzi. O să-ți dau bloc. Mamă, o zis că îmi dă bloc. Hai să vedem ce mi-a scris, că mi-a schimbat bateria la cameră. Văd că ești o nesimțită. Eu vorbesc cu tine și tu așa îmi răspunzi. O să-ți dau bloc. De ce îți permiți așa să vorbești? Ok, hai acum să începem chiar să ne batem joc. O să-i scrim așa. Păi, în primul rând, îmi pare cam suspicioasă. Îmi pare cam suspicioasă. Și trimitem emoji din astea așa. De ce ai așa puține poze? De ce ai așa puține poze și așa puțini urmăritori? Adică, ați văzut și voi? Are doar 9 urmăritori. What? Cum poți să ai doar 9 urmăritori? Deci îi scrim acum. Cum poți să ai doar 9 urmăritori? Îi scrim chiar acum. Și așa puțini urmăritori. Semnul întrebării și emoji. Și emoji din astea așa. Și să vedem ce ne răspunde. Păi acesta este un cont nou de al meu. Nu prea cred. Am impresia că minți. I-am zis nu prea cred. Am impresia că minți. Este problema ta dacă nu mă crezi. Este problema ta dacă nu mă crezi. Serios. Nu. E problema ta. De ce ești așa ciudată? Așa ciudată și așa fițoasă. Vai de mine. Și așa fițoasă. Semnul întrebării. Vedem ce ne răspunde. Ba nu. Hai să-i scrim. Ba da. Am impresia că acum o să vorbim așa. Ba nu, ba da, ba nu, ba da, ba nu, ba da. Îți zic cam cont nou. Minți. Ba nu, nu ai. Vai, deci nu înțeleg. Cum poți să minți atâta gen? Nu știu. Căci pe acela vechi nu pot intra. Da, sigur. De aia ai pus tocmai ce story acolo.
Nu, nu, nu. Cineva mi l-a spars. Hai să-i trimitem. Deci am uitat să pun înregistrarea ecranului până acum, așa că vă zic ce am mai vorbit. I-am zis că, păi, în primul rând îmi pare că am suspicioasă, de ce ai așa de puține poze și așa puțini urmăritori. Și ea mi-a zis, păi acesta este un cont nou de al meu și am reușit să postez multe și nu am reușit să postez multe poze, vai. Iar eu i-am zis, nu prea cred, am impresia că minți. Și ea mi-a zis, este problema ta dacă nu mă crezi. Ok? Eu chiar nu vorbesc așa cu nimeni. Nu, e problema ta. De ce ești așa ciudată și așa fițoasă? Și mi-a zis că, ba nu. Și eu i-am zis, ba da. Și ea mi-a zis, îți zic că am cont nou. Și eu îi zic, minți, nu ai. Căci pe acela vechi nu pot intra, cineva mi l-a spars. Ba nu, pun adevărul, am vrut să zic că spun, spun adevărul, pentru ce te-aș minți? Și noi, haideți să-i scrim, pentru că ești falsă, cu mulți de A. Vai, deci la finalul vlogului o să fie așa de amuzant. Am o idee genială, o idee foarte genială. Mi-a zis, ba nu, hai să scrim iarăși, ba da. Deci nu înțeleg cum poți să stai și să te cerți cu mine, adică, hai să scrim, eu sunt Ariana Grande. Asta e o farsă? Mor! Oh my god, am scris ambele în același tempo. Eu sunt Ariana Grande, dar... Oh my god! Doar că eu am scris, eu sunt Ariana Grande și ea a zis, eu sunt Andreea Bostănică. Și eu am scris că asta e o farsă. Mincinoasă! Știți ceva? De fapt, ambele suntem mincinoase în situația asta, deci... Haideți să-i scrim, tu ești mincinoasă. Mincinoasă. Eu chiar sunt Ariana Grande. Ok, ok, bine, are dreptate. Nu sunt Ariana Grande, dar nici ea nu este Andreea Bostănică, așa că putem să vorbim mai departe. Gata, merg să filmez. Nu, te rog, mai vorbește cu mine. Mai vorbește cu mine. Te ador. Cred că persoana care se dă drept mine, fiicul meu, nu înțelege ce cu mine, adică se gândește, ba, o urăsc, ba... E fițoasă, bă, o numesc nesimțită și acum zic că o ador. Cred că am făcut-o super confuză. Cum îți permiți să vorbești cu o vedetă? Ce? Tu nu ești o vedetă. Tu nu ești o vedetă. Doamne, în primul rând vreau să știți că eu nu mă consider o vedetă sau o persoană mai specială ca voi, pentru că eu mă consider exact ca voi. Vă sunteți prietenii mei, abonații mei și fiecare cel care se uită la acest videoclip, toți cei care se uită și fetele și băieții, vreau să știți că cu toții suntem egali și nu există absolut nicio diferență din noi. Nu contează cum arătăm, cine suntem, câți abonați avem, totul asta, toate chestiile astea sunt doar ceva trecător și doar ceva ce noi singuri ne închipuim, adică toți suntem egali și vreau să știți că eu niciodată n-aș spune așa ceva. Vai, hai să vedem ce ne-a mai zis. Mi-a zis, voiam să vorbesc, dar tu... Ok, hai să-i zicem, mă faci să râd, mă faci să râd. De ce te dai drept mine? Vai, deci acum cred că o să-și dea seama, pentru că deja i-am zis, văd că ești o proastă. Oh my god, așa, o să dau acum așa ca să mă vedeți, niciodată, niciodată nu mi-aș numi Fanny, niciodată n-am vorbit așa cu nimeni, oricât de enervată sau ocupată sau supărată aș fi în ziua aia, niciodată. Nu voi vorbi cu asemenea cuvinte cu voi, pentru că eu vă iubesc enorm de mult și n-aș vorbi niciodată așa, așa că să știți, prieteni, dacă, nu știu, vă scrie un fake de-al meu sau dacă voi scrieți și dacă vedeți că vorbește urât cu voi sau ciudat, să știți că aia nu sunt eu, pentru că eu nu vorbesc așa. Văd că ești o prostă, proastă. Cred că vorbești despre tine. Cred că vorbești despre altă persoană. Hai să nu-i scriu urât, pentru că nu vreau să mă cert cu ea. Despre altă persoană. Eu sunt tu. Oh my god. I-am scris, vai, deci pur și simplu ador pălăria asta care mereu mi se dă ba așa, ba așa. I-am scris, eu sunt tu. Sunt foarte curioasă ce o să-mi răspundă.
Hai să-i trimitem un mesaj vocal cum cântăm piesa BFF. BFF, ești ca o soră pentru mine, BFF. Nu știu ce m-aș face fără tine. Oh my god! Asta sunt eu. Tu ești... Cine ești tu? Eu sunt tu. Oh my god, fraza asta, eu sunt tu, mă omoară de fiecare dată. Cred că am folosit fraza asta în multe, multe vloguri de ale mele. Gen, eu sunt tu. Pur și simplu. Pur și simplu mor. Cine ești tu? Eu sunt tu. Gata, mi-a dat sin. Cred că o să-mi răspund acum cu gen, ba, nu, ești o mincinoasă, eu sunt eu, tu nu ești eu. Oh, Doamne. Încă mi-a dat sin. Scrie, scrie ceva. Oh my god, deci chiar nu știu ce pot să scrie acum. Eu în locul ei aș șterge contul și nu știu, mi-aș cere scuze. Nu mi se pare ok să dai drept altă persoană. Asta sunt eu. Cine ești tu? Eu sunt tu. Tu ai spus video cu muzica Andrei acum. Oh, măcar a fost drăguță că cânge în cam videoclip. Oh. Ba nu. Hai să-i trimitem o poză. Ok. I-am trimis poza. Și scrim iarăși. Eu sunt tu. Tu ești o falsă. Ești fake. Hai să nu-i scrim o falsă, că nu știu, mi se pare urât falsă. Hai să-i scrim pur și simplu. Tu ești fake. Oh my god. Cred că acum o să zic că gen, îmi pare rău, Andreea, să știi că n-am vrut să fac asta, adică, nu știu, cred că așa o să scrie. Și gen, nu știu, mi se pare că o să se simtă prost. Ori o să zic asta, ori o să zic altceva, nu știu. Da, mama! Filmez vlog! Mama a plecat și acum așteptăm ca ea să îmi scrie. I-am scris, eu sunt tu și tu ești un fake. Da, eu cred că o să zic că îmi pare rău, n-am vrut să mă dau drept tine, ceva de genul. Asta e... asta e o poză de a mea mincinoasă. Deci nu cred așa ceva. Cum poate să fie o poză de a ta? Oh my god. Deci i-am trimis o poză cu mine. I-am trimis mesaj vocal cu mine și ea tot nu mă crede. Ok, haideți să-i trimitem încă o poză. Nu, hai să-i trimitem un video. Bună, să știi că eu sunt Andreea Bostănică și acum fac un vlog, mai exact vorbesc cu fake-ul meu, așa că te salut, o să apare în vlogul meu nou. Îi trimitem asta și dacă și de data asta o să zică că video ăsta e al meu și tu ești fake, deci eu cred că nu știu care o să fie soluția, ori îi dau bloc, ori ceva de genul. Voi să nu scriți persoanelor fake, să nu scriți pe Instagram Andreea Bostănică, pentru că apar foarte, foarte multe conturi. Cel mai simplu este să intrați în linkul din descriere și să vă abonați la pagina mea de Instagram din descriere. De asemenea, puteți să mă urmăriți și pe TikTok. Apropo, spuneți-mi în comentarii cine dintre voi are TikTok. Eu personal am și TikTok și Instagram, așa că dacă vreți să mă urmăriți acolo și dacă vreți să fim și acolo prieteni, intrați în linkul din descriere și abonați-vă la mine. Vedem că Andreea Bostănică fake scrie ceva. Nu e de bine, nu e de bine, vă zic eu. Așa, după cum puteți să vedeți, nu mi-a răspuns încă niciun fake. Oh my god, mi-a răspuns. Mi-a răspuns ea. Ai luat asta de pe story de la mine. Ce, mă? Cum poți să zici așa ceva? Hai să scriem așa. Ce, mă? Cum adică? De fapt, eu nu vorbesc așa, să știți, dar dacă facem vlog, deja facem vlog. Ce, mă? Cum adică? Mă simt acum ca... Doamne, cum o cheamă pe ea? Mă uitat cum o cheamă, care mereu vorbește. Ce, mă? Te bat cu parul. Dana Budeanu, dacă nu mă greșesc, da, vai, mă simt acum Dana Budeanu. Ce, mă? Te bat cu parul. Sau cum să te dai, mă, tu cu... nu știu ce cremă. Vai, deci mor. Eu sunt ocupată. Deci... nu cred. Nu mă deranja. Serios? Serios? Acum filmez. Hai să-i spunem ok. Ok. Deci asta este prima oară în istoria vlogurilor mele când fake-ul meu nu recunoaște că e fake și fac TikTok.
Ok, cred că conversația noastră o să ia sfârșit, ca și vlogul, pentru că este prima oară în viața mea când vorbesc cu un fake de-al meu și ea nu recunoaște că e fake. Adică ați văzut că i-am trimis și mesaj vocal, și poză, și video. Video în care am vorbit că eu sunt Andreea și că o să apară în vlogul meu. Și ea mi-a zis că ăla e de pe story. Cum poate să fie de pe story, Doamne? Deci e prima oară în istorie când eu vorbesc cu fake-ul meu și fake-ul meu nici măcar nu recunoaște. Sincer, termin acest vlog cu, nu știu, cu niște gânduri așa ciudate, adică, nu știu, mă simt ciudat. De obicei când terminam vlogurile, ziceam, terminam discuția cu fake-urile, ziceam că, uite, și-a cerut scuze, de data asta e diferit. De data asta ea nici măcar n-a recunoscut că e fake. Deci vă rog frumos voi să nu credeți în așa persoane care se dau drept altcineva. Cel mai simplu este să intrați în linkul din descriere la blog și să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram, pentru că acolo o să vorbesc chiar eu cu voi, chiar eu cea adevărată, nu o să vorbească fake-urile mele sau fake-ul meu. Așa că linkul în descriere îl aveți la TikTok-ul meu și la Instagram-ul meu. Acolo postez zilnic poze foarte colorate, interesante, de la care vă puteți și voi inspira, de ce nu? Și eu îmi dau jos pălăria. O, Doamne, nu mi-o pun înapoi, că îmi stă mai bine cu. Dar, nu știu, am rămas șocată. Voi ce părere aveți în general de fake-ul cu care am vorbit azi? Eu cred că e foarte ciudat. Nu știu, cred că e cel mai ciudat fake cu care am vorbit până acum. Dar a fost interesant. Așa că, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share, ca să-l vadă și prietenii voștri. Iar cu a fost, ca întotdeauna, a voastră, Andreea Bostanica. Vă pup! Pa, pa! Dacă o să mai scrie fake-ul, o să vă zic deja în comentariile la vlog, așa că intrați în comentarii și scrieți-mi a câta persoană care comentați sunteți. În orice caz, sperăm să nu ne mai scrie. Vă pup! Pa!